Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stăpânirea de sine. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Efeseni capitolul 4, versetul 26. Iată cum sună planul biblic de creștere spirituală care include stăpânirea de sine. Citesc din Efeseni capitolul 4, de la versetul 23. Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Închei cu versetul 32, citatul din Efeseni capitolul 4. Dumnezeu ți-a dat fiecare emoție pe care o simți, inclusiv mânia, însă El vrea să o ții în frâu. Ai remarcat cuvintele, fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul? Când ești mânios, în loc să negi lucrul acesta, folosește-l pentru a determina o schimbare în bine. Când spui, sunt mânios pentru că prețuiesc relația și aș vrea să discutăm despre asta, poți contribui la vindecare și soluții. E necinstit să te prefaci că nu ești mânios când de fapt ești. La fel este și cu exagerarea. Niciodată nu mă asculți. Întotdeauna îmi ignor dorințele. Nimeni nu face nimic pe aici în afară de mine. Astfel de generalizări sunt neadevărate și contribuie doar la agravarea situației, garantând faptul că problema rămâne neștiută și nerezolvată. Voia lui Dumnezeu este să-ți controlezi mânia, în loc să o lași să te controleze ea pe tine.